Vești proaste pentru șoferi. Podul de la Cernavodă intră în reabilitare, iar lucrările vor dura 2 ani. În perioada sezonului estival însă se vor executa doar lucrări la infrastructură, iar constructorul promite că nu vor exista restricții de circulație. Mai multe detalii are corespondentul nostru la Constanța, Viorel Matei. Viorel, când începe efectiv lucrările? Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor! Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis luni, în urmă cu 2 zile, iar lucrările trebuie să înceapă în cel mai scurt timp. Vor fi ample, vor viza cam toate elementele acestui pod, practic vorbim de o reabilitare care nu s-a mai făcut niciodată până acum. Doar mici întrețineri curente și reparații pe aici, pe acolo. Lucrările de data aceasta înseamnă asfaltări, îmbinarea la rosturi, hidroizolație, lucrări care vizează balustrada pietonală, dar și trotoarele. Repet, sunt lucrări care se întind pe durata a 24 de luni, iar constructorul, prin contract, oferă după aceea o garanție a acestor lucrări timp de 60 de luni. Întreaga reabilitare va costa aproximativ 70 de milioane de euro. Este vorba de bani europeni, fonduri nerambursabile. Și repet, în acest context, nu s-a mai făcut până acum nicio reabilitare de acest gen. La vară, șoferii nu vor avea probleme în drumul lor spre mare, pentru că constructorul promite să facă doar reparații pe timpul sezonului estival, care să nu încurce foarte tare circulația. Cele mai ample vor începe odată cu debutul sezonului rece.